Bun găsit, Flori. Iată-ne în fața unui nou meci, de această dată o deplasare. Cum vezi următoarea partidă? Da, ne așteaptă un meci dificil, suntem conștienți de dificultatea meciului, însă suntem pregătite pentru acest meci și mergem doar la victoria. Puteți spune că sunteți într-o formă bună? Știu că am pierdut cu CSM București, însă echipa a arătat foarte, foarte bine. Ultimele două meciuri echipa a prezentat un joc foarte bun, ne încântă foarte mult mobilizarea echipei și atitudinea cu care au ales să lupte și suntem încrezători. După următorul joc va fi o pauză competițională. Cum pică această pauză? Că putem spune cumva că vă scoate din mână? Nu, nu ne scoate din mână. Sunt convinsă că e o pauză bine meritată și binevenită și avem timp în continuare să ne pregătim. Va fi totuși o pauză lungă, o lună de zile. Aproape o lună, dacă nu știu. Într-adevăr, este o pauză lungă, dar avem și fetele accidentate pe care le așteptăm și consider că e benefică pentru noi. Apropo de situația lotului, cum mai sunt fetele accidentate? Din ceea ce știu, sunt tot mai aproape de revenire. Sunt mai aproape de revenire, le trebuie timp și bineînțeles că vin după accidentare și, așa cum am spus, această pauză va fi folositoare. Cristiana Zanfir a revenit de câteva meciuri. Cum o vezi acum printre jucătări în lot? Este un lucru pozitiv pentru noi. Cristina, așa cum am spus, unește echipa atât în apărare cât și în atac și suntem foarte fericiți să o avem sănătoasă printre noi. Mulțumim frumos! Mulțumesc! Bun găsit, Ana! Urmează un nou meci, de această dată în deplasare. Cum vezi următoarea partidă? Ca de obicei, ne așteaptă un meci greu. Buzău știm foarte bine că au o echipă foarte bună. Cel puțin meciurile de acasă pentru ele sunt foarte importante. Așa că vom avea mult de muncă, dar aș vrea să cred că vom face un meci bun și că vom continua pe același parcurs ca și cu meciul CSM București. Apropo de asta, putem spune că sunteți într-o formă bună, ați arătat excepțional meci cu CSM. Am fost aproape de o mare surpriză. Cum vă simțiți voi? Într-adevăr, moralul nostru este ok, ne simțim foarte bine și cred că am prins încredere în noi, în echipă. Am început să ne cunoaștem mult mai bine una pe cealaltă, în teren, și cred că asta s-a văzut la meciul cu CSM București. Contează că e alături de voi acum și Cristina? Cu tine, cu Cristina, jucătoare foarte experimentate și care au așa un rol de lider în echipă? Clar, Cristina este o mare componentă a echipei, ne aduce de fiecare dată un plus și ne bucurăm pentru venirea ei, pentru că avem nevoie de jucătoare, așteptăm și restul fetelor să ni se alăture și sperăm să ajungem la echipa aceea omogenă de la începutul campionatului. Cum pică această pauză? Pentru că va urma o pauză de aproape o lună, aproximativ o lună. Da, într-adevăr. Eu sper să nu ne scoată din formă, dar cred că ne va prinde bine. Vom continua să ne antrenăm și să creștem forma pe care o avem acum. Mulțumim! Mulțumesc!